Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor. În continuare, vă invităm să urmăriți conferința de presă, susținută de către vicepremierul Mihai Popușoi și omologul său canadian, ministra Afacerilor Externe, Melanie Joly. Domnule vicepremier Popușoi, aveți cuvântul. Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei, dragi cetățeni. Mă bucur să o găzduiesc astăzi pe doamna ministră de Externe a Canadei, Melanie Joly. Dragă Melanie, bine ai venit în Republica Moldova. Este prima vizită a unui ministru de externe în ultimii 10 ani și ne bucurăm de acest înalt nivel al relațiilor bilaterale, având în vedere și vizita doamnei președinte Sandu de anul trecut în Canada, continuăm și mizăm pe creșterea și fortificarea nivelului bilateral de relații dintre cele două țări. Canada este un partener de încredere, și Melanie își dorește foarte mult, și eu îmi doresc foarte mult, să valorificăm acest înalt nivel de relații în interesul celor două țări. În cadrul discuțiilor de astăzi am abordat un șir de subiecte, așa încât să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova, atât celor care se află acasă, cât și cei care sunt în diaspora. Ori știm că avem o diaspora activă, o diasporă care contribuie la dezvoltarea Canadei și ne dorim ca ei să se simtă bine. Am discutat subiectul protecției sociale cetățenilor noștri din Canada și contăm pe sprijinul partenerilor noștri pentru promovarea acestui acord. Am discutat despre sprijinul Canadei pentru dezvoltarea Republicii Moldova în aceste momente complicate prin care trece țara noastră și am mulțumit omologului meu și guvernului canadian pentru sprijinul generos pe care ne l-a oferit atât pe palieră bilaterală cât și în forurile internaționale. Știm că putem miza pe guvernul canadian, știu că pot miza pe omologul meu, așa încât să promovăm și să creștem reziliența instituțiilor din Republica Moldova, ori Canada este un stat care ne sprijină în domeniul reformei justiției, în fortificarea, creșterea rezilienței instituțiilor noastre de drept, așa încât să contribuim la creșterea capacității de apărare a Republicii Moldova, fortificarea capacității instituționale a instituțiilor care investigează cauze răsunătoare legate de crimele financiare care s-au întâmplat în Republica Moldova. Și vreau să-i mulțumesc în mod special lui Melanie pentru sprijinul guvernului canadian, pentru mecanismul robust de sancțiuni care este implementat pentru a nu lăsa loc de impunitate pentru cei care au păgubit bugetul Republicii Moldova, au păgubit cetățenii Republicii Moldova, iar acum, fiind în străinătate, cred că se află și se vor putea bucura de impunitate. Nu este așa. Regimul de sancțiuni internaționale va crea condițiile ca cei care au adus suferință în Republica Moldova să plătească pentru acest lucru. Mulțumesc încă o dată omologului meu pentru această vizită și continuăm, sperăm că vom continua să avansăm cu vizite bilaterale, cooperarea și creșterea dialogului dintre Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova și din Canada, așa încât să creștem nivelul relațiilor bilaterale, să-l aducem la noi culmi, în interesul cetățenilor și în dezvoltarea relațiilor politice și economice, firește. Ne dorim să putem să exportăm mai multe produse ale noastre în Canada, să se poată bucura și prietenii noștri canadieni de bunele produse pe care le avem, nu doar vinul, dar și multe, multe alte produse agricole și tehnologice pe care le putem exporta. Dragă Melanie, bine ai venit și contăm pe o colaborare fructuoasă și eficientă în continuare. Microfonul e pornit la dânsă. Okay, good. Eu pot să-ți întorc gluma dacă dorești. Este o plăcere, domnule ministru, stimate prieteni, să fiu aici.
ținând cont de aceea că ați venit în această funcție într-un moment important pentru Republica Moldova. Ați spus că puteți conta pe mine. Într-adevăr, puteți conta pe prietenia mea, așa cum pot conta eu pe prietenia noastră. Eu am avut discuții multiple și Canada, într-adevăr, susține Republica Moldova în acest sens. Noi cunoaștem că foarte curând va fi o aniversare foarte tristă, 2 ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cursul acestor 2 ani am văzut regimul rus călcând în picioare principiile de integritate teritorială și suveranitate, principii care sunt importante pentru toate statele și care ne-au menținut în siguranță, începând cu cel de-al 2-lea război mondial. Regimul rus a subminat democrația, a amenințat siguranța și stabilitatea regiunii, inclusiv a Republicii Moldova. Este o amenințare pe care moldovenii o cunosc mult prea bine. Și trebuie să spun că sunt foarte inspirată de faptul că, fiind în față cu această amenințare, poporul din Republica Moldova totuși este determinat să-și aleagă propriul viitor. Și determinarea, rezistența poporului Republicii Moldova nu trebuie să fie umbrite de dorința Rusiei de a schimba acest lucru. Și vreau să vă spun că Canada vă va susține în acest sens. Noi, fără echivoc, vă susținem suveranitatea și integritatea teritorială. Cum am făcut noi acest lucru? Noi am sprijinit poliția dumneavoastră națională. Acum implementăm un program de 2 milioane de dolari pentru sprijinul poliției noastre naționale. Țara noastră a parcurs schimbări importante și suntem gata să sprijinim parcursul noastră democratic și european. Aș dori să vă felicit cu decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile cu dumneavoastră. Și vreau să vă spun că ați menționat anterior momentul de colaborare. Dezinformarea rusească subminează noile democrații. Noi am sancționat 6 posturi TV și un șir de indivizi care ajută promovarea dezinformării rusești, inclusiv domnul Șor și persoane asociate cu dânsul. Vreau să le mulțumesc de asemenea moldovenilor pentru faptul că au găzduit 10.000 de refugiați ucraineni. Puteți să fiți mândri de faptul acesta. Din partea cealaltă a Atlanticului, în Canada, noi am văzut că aveți o inimă caldă, deschisă și toate eforturile depuse pentru a primi refugiații ucraineni. Canada este copreședinte a inițiativei pentru refugiați în fondul pentru sprijinirea Republicii Moldova, creat de Germania și de alte țări. Și mai avem încă multe de făcut în acest sens. Dumneavoastră abia ați asumat funcția. Noi urmează să facem foarte multe lucruri, trebuie să lucrăm, inclusiv și în domeniul cooperării militare, cred că putem face acest lucru foarte bine. Putem, de asemenea, să ajungem la un acord privind asigurările sociale. Sunt convinsă că în săptămânile care urmează vom putea anunța acest acord. Și Canada, de asemenea, va aplica mai multe sancțiuni pentru a aborda subiectul dezinformării rusești și corupției. Vom colabora cu alte țări în lume. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperare, sunt gata să vă răspund la întrebări și eu am să spun câteva lucruri în franceză. Eu mă bucur să fiu aici cu omologul meu, este o primă vizită într-o perioadă destul de lungă a unui ministru de externe al Canadei. Am venit aici din Canada pentru a consolida cooperarea noastră și pentru a demonstra suportul nostru pentru Republica Moldova, care se confruntă cu mai multe tentative de a presa Republica Moldova din partea Federației Ruse. Încercarea se face de a separa populația, de a împărți, de a submina democrația. De la One TV, vă rog.
Cătălin Morzac de la postul de televiziune ONTV. Am o întrebare pentru doamna ministră a Canadei. Întrebarea este dacă Canada plănuiește să deschidă o ambasadă în Republica Moldova pentru a întări relațiile bilaterale dintre țările noastre. Well, I think it starts with a Păi asta se începe cu vizita ministrului de externe în prima zi de lucru a noului ministru de externe. E un mesaj puternic. Noi am angajat mai multe persoane să lucreze la subiectul Republicii Moldova. Moldova și subiectul pe care l-ați abordat în întrebarea dumneavoastră este cu siguranță un subiect la care voi fi atentă.